Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Știu că v-a fost dor de filmulețele de genul acesta cu ce mănânc într-o zi, așa că am zis că dacă tot am împlinit astăzi 15 săptămâni de sarcină, să vă arăt și ce mănânc. Și, nu știu, poate voi încerca să fac în fiecare săptămână, când împlinesc săptămânile, nu promit, dar astăzi avem, bineînțeles, terci cu banane și căpșuni, scorțișoară și sirop de agave. Cred că n-am mai făcut terci de vreo 2-3 săptămâni. Mai ales în perioada sărbătorilor, clar, cine a mâncat terci, a mâncat multe alte chestii. Aici avem și pentru copilaș, asta este pentru Melisuca. Și aici papă și Daniel. Bun, mămică? De ce ești supărată, dragă? Dar mi-e doare asta. Te doare buzița? Te-ai lovit? Da, m-a lovit cu protocolul. Te-a lovit cu protocolul? Știu cu ce l-ai lovit înapoi. Cu nimic. Cu nimic. Te-a lovit. După ce l-ai necăjit, așa-i? Fără fructe, mama. Vrei fără fructe? Păi și fructele cine le mănâncă? Lili. Nu-ți plac căpșunile? Și bananele? Nu cred. Nu vreau să banană. Hai, nu mai fi simanticoasă. Am mâncat terciul și acum stăm puțin. Oricum astăzi cred că o să fie zi de leneveală. Și aici am un ceai de iarnă, dar e așa cu mai multe mirodenii, cuișoare, stafide, scorțișoară, mai multe chestii din astea. Era plină cana. Și asta o să termin de băut. Acum nu i-am pus zahăr, nu i-am pus miere, nu i-am pus nimic. E foarte bun ceaiul așa simplu cum e. Și din păcate nu știu că se găsește de cumpărat. Că l-am primit cadou de la farmacie. Și este foarte, foarte bun. Prânzo, cina noastră, cred că e, că nu știu dacă să mai mâncăm diseară. Ciorbiță de perișoare. Felul 2, cartofi wedges, făcuți în cuptor. Friptură de purcel, salată de morcov cu țelină și acolo e un fel de salată de sfeclă roșie cu hrean, dar asta nu m-a convins așa tare. Vrei tu să guști din aia? Vezi să nu vergi, că asta pătează foarte tare. Desert, o gogoșică cu gem. Melisu! Ce-i la fățuca ta? Așa se papă gogoșica? Un fel de gustare. Am curățat o rodie. Aici am pus pentru copii, pentru Claudița și Melissa. Și aici mai am eu. Și că sunt foarte bune. Și recomandate rodiile în sarcină, pentru că au foarte mult fier și o grămadă de vitamine și de chestii bune. Mie îmi place rodia, dar nu-mi place să o curăț. Asta e problema. Și aici am un ceai. Mi-a făcut Florin un ceai. Asta este ceaiul care îmi place foarte mult în ultimul timp. Brazilianișe limete. Aș trebui să merg la Daniel că mă strigă. Contrar așteptărilor, eu încă mai am grețuri. Oh, destul de multe. Și nu e așa, parcă mi se face foame. De exemplu, acum ar trebui să mă bag la somn. Dar parcă aș mai mânca ceva și tot mă uitam așa și nici nu vreau să mănânc prostii, doar așa să bag ceva în mine. Dar nici nu știu ce să mănânc, așa că am luat o banană și asta o să mai mănânc acum. Și cam atât în acest filmuleț. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor.